și coreografie se întâmplă acolo, pe la mijlocul scenei. Acum se face că nu mă vede, e tot văzut. Ok. Pentru că toate domnișoarele în seara asta vor să arate cât mai bine, să facă așa cât mai multe lucruri ca băieții care sunt pe gustul lor să se uite la ele și să plece acasă cu ele în gând. Nu știu, poate aș putea să vă dați un spectacol un pic împreună cu noi, să cântați ceva, voi pentru ei, da? Doamne, domnișoare, doamnească! Nu se pun pe băie să cânte balade de dragoste, că nu știu dacă o să ne-am stăt chestia asta. Am testat ceva mai devreme și am văzut că fetele se descurcă foarte bine. Așa că reluăm de unde am rămas, da? Cu balansul ăsta. Niște mâini pe sus ne-ar ajuta foarte, foarte tare. Extraordinar. Sigur, și întuneric ar fi perfect. Dacă se sting luminile, vrem să vă auzim palmele cum sună. La 1, 2. Aveți niște preferați dintre concurenți? Cine câștigă? Ceva bărfă de culise? N-am înțeles nimic. Da? Nu știu, să vă cred, să nu vă cred. O să vedem ce zic membrii jurului mai acolo. Deocamdată, în drumul la vârstă. Yeah.
Cause tonight's gonna be a good night. Cause tonight's gonna be a good night. Cause tonight's gonna be a good, good night. Feeling too good. Cause tonight's gonna be a good night. Cause tonight's gonna be a good night. Cause tonight's gonna be a good night. Pentru că putem face beznă
Iar eu să vă întreb, ce-ați făcut asta vară, de exemplu? A fost Halloween, s-a apropiat Crăciunul, noi nu ne putem dezlipi de loc de starea asta de vară, care e în capul nostru așa definitiv, mai ales că ne-au bântuit tot felul de povești toată vara, acum pare eu că și pe voi. Acum, pentru că avem și domn profesor pe aici, probabil că nu o să spuneți prea multe, dar avem un cont de Facebook, unde dacă prindeți curaj, puteți să ne povestiți. Gen, știu ce ați făcut, știu ce am făcut asta vară, da? O iubire de vară, poate! Ce-am trăit de seară, de că tine, prima oară, aș da o viață întreagă. Fie care dansează cum și să mă rămână iubire de vară. Here we go, here we go! O iubire de vară, iar mi-ai da electrică noaptea. Ce să mai acceptăm viața ta, eu, eu. Și să mă păstrez din ea, eu, eu. Nu credeam că mi se poate întâmpla într-o zi să-mi plic și capul și inima. Să nu ieșim de stare. A fost la plajă, nu? Soare, chestii. Grav, grav. Am văzut că aveți niște colegi dansatori care sunt foarte, foarte tari. Dacă vor să vină la un moment dat, simțiți nevoia să vă manifestați pe scenă aici împreună cu noi. Să vă simțiți liberi.
la mare. Aie, hello, hello, este alătul nostru pentru voi. Ne strigăm împreună, da? Să marcăm așa, în prietenirea. Croaș, Alexandra, colegiul Tudor Vladimirescu. Hello, hello, hello. Pentru că e seara voastră și voi sunteți minunați, colegii naționali Tudor Vladimirescu, Târgu Jiu, ne bucurăm că am fost întotdeauna în seara asta pentru voi. Am nevoie de niște palme ridicate să facem prezentările de final, așa ca lumea, da? Pentru colegii mei, colegul meu care a plecat la plajă deja cu gândul, un soție probabil de câștigător acestei serii, nu știu. Ai ochit? Nu știu, ai ochit pe cineva? Nu? Bine, Constantin! Acolo sub șapcă, iarăși ascund multe gânduri obraznice. Colegul meu, Sorin, Crash, Alexandra și
asta. Să avem palme, să avem energie, să avem dans. Hai, let's go! Sus, la mis, la mistă. Dar nu, stai, că nu se înțelege. Hai să începem cu băieții, da?
la băieți, care sunt preferații voștri? M-au să mă aud așa, galerie, hai! Cine este? Ok, hai, suntem gentlemen, ajungem la domnișoare, la boboace. Avem multe fete frumoase seara asta, multe boboace frumoase. Aș vrea să vă auzim așa, în opinia voastră. Hai, cine este number one în seara asta? Cu băieții am înțeles, cu fetele e așa și așa. Hai, vă rog încă o dată, un pic mai tare ca să înțelegem. Florine, unde sunt microfoanele? Cât și le-am pierdut, măi! Florina, hai cu microfoanele, mă! Nu să faci astea! Între timp, va trebui să mai spun încă o dată spune. Merge și ăsta. Ok, s-au pierdut microfoane, nu știu de unde sunt. Nu avem microfoane nici acolo, nici acolo. Asta e, le găsim, măi! Dar e în regulă. V-a plăcut prea și Alexandra Ureanu! Hai să mai facem un pic de galerie pentru Alexandra și vă mai scot două secunde pe scenă, doar două secunde să vă salut, da? La trei, galerie pentru Alexandra! 3, 2, 1, voi! Ok, era tu, în seara asta, dacă nu spuneai și tu, dacă nu ar fi fost și dacă nu ar fi în continuare alături de noi niște oameni, nu s-ar fi putut show-ul ăsta. Trebuie, într-adevăr, să le mulțumim pentru generozitatea lor încă o dată. Vă rugăm aplauze. Autosav. Metal Collect. Știu că e obositor. Mai răbdați puțin cu mine. Energomontaj, ESA, București. Roca. Alo, alo, pe ce ești? Crash. Alexandru! Mișdon! Fiale! La trei! Da? Vreau gălăcie. Pentru Alexandra, repetul noi. 1, 2, 3, gălăcie! Și acum o să vă salute așa de bye bye. Care mi-e să nu câștigă misul? Da, câștigă misul pe bune, câștigă misul, dar aflăm și rezultatele imediat la juriu. Alexandra, mulțumim mult de tot și oricând ești binevenit aici la Târgu Jiu. Aveți sponsorii? Aveți sponsorii, da? Nu, dacă tu vrei să continui, din continuă, hai! Aplauze pentru Rilke Prod. Hotel Ana. Fashion Days of Mine. Restaurant Rebecca. Miroal. Salon Steelman. Se aude un aici de fiecare dată. I don't know, știi de ce țipă? La Steelman se aude obicei bărbații și țipă fetele. Știi că ar vrea și el acolo. De asta. Ia zi tu următorul sponsor, te rog. Să vreau să fac ceva. Unde? Rog frumos. Floria Vera! Aplauze! Unde ce mai e? Ia, salut, trei studio! Armeaca, aplauzele voastre! Zeus! Și nu putem uita! Fast food, cartofel, castelul de apă! Și să știți că fiecare zi de lumea vine de dimineață de la 7 până la 10. Acum să mai zic și o dată, dacă tot l-ai zis, că Alexandra are contract și cu noi la radio. Ofer un mic dejun. De la fast cu cartofel, nu? Cartofelul, pești cu cartofelul. Cartofii copți cei mai bune, așa. Ok, hai să nu mai lungim vorba, Claudiu. Stil 05 avem, sunt pregătiți, sunt ok, sunt un număr foarte mare. Prima trupă, de altfel, din Târgu Jiu de azi. Apoi s-au mai făcut și altele și, de obicei, eu știu că primii cortează cel mai mult și au reunit forțele și sper că a ieșit ceva bun din toată chestia asta. În aplauzele voastre, Stil 05! Oh!
back now. Free can't free call, whatever your choice. Come on, let me get your voice. Voice is lost. Can I get a ride on the white horse? The power to create worlds and fill them with life. And so began the war, and the cube was lost to the far reaches of space. And just when all hope seemed lost, the message of a new discovery drew us to an unknown planet called Earth. Thank you.
aplauze pentru Stil 05. A fost prima trupă din Târgu Jiu de dans, apoi Amărișoarele. Bă, știi cum era aia când eram noi mai mititei, așa? Nu eram noi mai mititei, nu prea știam să dansăm. Eu mă ațină noi, știi, așa. La bairame aia se asculta Elei, Ochii Tăi, Sweet Kiss, no, Alina, 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 știu băiat, tine. Poate de astea. Ok, am făcut cunoștință cu sponsorii, am făcut cunoștință... Este microfonul meu? Exact nu! Exact nu. Ok. Nu știu unde e microfonul, dar e ok. Cu juriu am făcut cunoștință, cu sponsori am făcut cunoștință, cu clasa organizatoare nu am făcut cunoștință. Ne pregătim? Da. Ne pregătim să facem cunoștință cu cei care au organizat acest spectacol. Miss Voboc 2013 cu Tudor Vladimirescu. Apără microfonul pe undeva, s-a auzit, nu? Da, îl salutăm pe Popi. Popi, unde ești? Arată-te! Where is... Hai, merge muzica mai sus, invităm în scenă pentru a primi o diplomă pe domnișoara Bănuță Cristina Carmen. Aplauze! Și țipete! Arată-o de mea pe scenă, va urca imediat Coțărică Elena Elvira, aplauze! Aplauze! De asemenea, o diplomă bine meritată primește și domnul Belo Robert! Ok, hai să tragem și cortina, dacă e cineva acolo la cortină, să tragem și cortina, veniți mai față voi, pentru că aici trebuie să fiți voi. Din păcate, nu știu dacă e cineva la cortină la ora asta. Poviu Răzvan Iulian este invitat și el pe scenă pentru a primi diplomă. Claudia, ia mai spate să aibă loc să vină pe aici. Cânțină Marius Cristian, aplauze pentru el, hai pe scenă Marius. De acord, elevului din clasa 12 de la Colegiul Național Domnul Vladimirescu din localitatea Târgu Jiu, județul Gorj, pentru implicarea activă în organizarea Palului Bobocilor desfășurată data de 1 noiembrie 2013, adică astăzi, domnului Crăciun Alexandru, aplauze! Curelea Daniela Mihaila! Hai să-ți iei diploma! Dănea Satan, Raul, aplauze pentru el! O place papionul, trebuie să recunosc că place papionul! Bă, da, ajută-mă și tu, uite, ține-le tu ca să ne dau eu, da? E mai bine așa! Diploma pentru implicare activă, bineînțeles, în acest eveniment! Donoriu Paul! Aplauze pentru Paul! Hai, Paul! După ce am reușit arată, probabil la facultate, o să mai facem un spectacol de vis. Chiar nu trebuie să ne vedem noi, Claudiu, e foarte bine că ai lăsat. Aoleu, stai, că nu pot să doamnă, trește. M-am și legat. Invită o elevă, a cărei agente se află și momentul ăsta la mine. E cu Hello Kitty. Cam asta înseamnă să organizezi un spectacol. Tungane Manuela, aplauze! Cu plăcere! Belveanu Dorin! Hai, Dorine! Meriți diploma! Felicitări din partea noastră! Doamnelor și domnilor, Gălescu Micaela! Aplauze! Deci, Micaela! Gregora Maria! Aplauze pentru Ana Maria! Mulțumim frumos! Lăpădat Cristina Elena!
Hai, Cristina! Aplauze pentru Cristina, bineînțeles! Leco Alexandru! Negrea Maria Roxana! Așa scrie pe diplomă, gata cu siguranță. Felicitări, Negrea! Anca Gabriela, astăzi suror, nu? Ok, cu plăcere. Pronunță tu. O pârlesc Aida Denisa. La mine era cât. Schimbă-ți numele. Mărite-te, mărite-te și schimbă-ți numele. Pătrași Manuel Rareș. E fapt Beatles Rareș. Merită aplauze. Vă citesc cu Răzvan Cosmin. Măi, e scris cu pixul și e scris foarte mic, așa că trebuie să mă uit mai atent, să nu cumva să vă greșesc numele. Păi, Iaru, Giorgiana, Giana, primește și-au diplomă. Popescu, Răzvan, încă o dată apreciați, iar de apreciați pe Răzvan pentru că merită. Poftim, Răzvan. Sper să ne mai vedem prin spectacole. Rău, Giorgiana. Principala vinovată pentru, nu, una dintre vinovatele această seară, vinovată, bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. Să nu uitați, da? Să nu uitați, niciodată să nu uitați, e vorba despre Săvulescu, Oana, Irina, aplauze pentru Oana, plăcere. Sikitiu, Marian, Paul. Stărciulescu, Diana Elena, primește și-a o diplomă. Foarte mișto tenisii. S-a sărtează cu uniforma tenisii, cu bune, e ok. Tomulescu, Bianca Mihaela. Păi, dar n-avem niciun lady în rede seara asta, din păcate, decât așa ca tocuri vorbim. Tuneru, Alina, Nicoleta. Felicitări. Ursăteru, Adelina, Veronica, primește și-a o diplomă. Am mă răgășit. Văduva Andra. Bravo. Vlădorescu Cristian. Ok, și ultima diplomă. Ultima, hai, dar nu e de la de, e de la B și merită tot respectul vostru. Stoichițoiu Radu. Ok, 12 de și Radu de la 12 B sunt vinovați pentru spectacolul ăsta minunat, dar alături de noi, seara asta pe scenă, o chemăm pe doamna dirigintă, a clasei organizatoare. Hai, invit-o tu! Doamna Oana Dabelea! Aplauze pentru doamna Oana Dabelea! Câți atent să o facem? E foarte simplu. Mai până o dată, Emi, te rog frumos, piesa aia de aici. Eu vreau că sună foarte mișto la momentul ăsta. E și tu, elev, acolo. Bagă-te, n-am diplomă și pentru tine, dar stă bine. Am o rugăminte, toți cei prezenți în sală, inclusiv Șuriu, pentru 20 de secunde, atât durează, pe cuvânt de onoare. Ridicați-vă picioare. Vă rog frumos, 20 de secunde. 20 de secunde pentru acești oameni minunați. La semnalul meu toată lumea aplaudă, da? 3, 2, 1, merită aplauzele voastre! Și cât se poate de tare și pentru voi, pentru că și voi meritați aplauze. Ați fost minunați în seara asta și vreau să faceți cât mai multă gălăcie, Tudor! Mulțumim mult de tot, Oana, Oana, n-am pierdut niciun pariu. Pariul a fost câștigat din punctul meu de vedere. Oana, câteva cuvinte. Hai să vorbim așa puțin. Primul rând, bună seara! Vă mulțumim foarte mult că ne-ați acordat credit pentru acest spectacol și că ați rămas în continuare în număr atât de mare alături de noi. Aș vrea să zic un singur lucru, și anume că mă bucur că Mica a câștigat titlul de Miss, pentru că ne-am avut ocazia să organizăm acest bal. Cel puțin pentru mine a fost o experiență inedită, solicitantă, care ne-a mobilizat pe toți și ne-a învățat cum să fim mai responsabili.
și al doamnei diriginte. A făcut multe, multe eforturi. Mica, să știi că sunt aici și dacă vrei să predai ștafeta, eu sunt pregătit. Trebuie să predau și ștafeta. Din păcate. Ok. Doamna dirigintă, Oana Dobelea, are cuvântul, are și microfonul. Organizatorii împreună cu doamna dirigintă și cu Radu de la 12B, mulțumim mult de tot! Încă o dată aplauze și vă rog să vă retrageți pentru că avem treabă! Mamă, 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 și ce treabă! Da! Vreau plicul! Vreau plicul, nu mai pot! Vreau plicul! Deja se zice pe acolo cu Bianca, da? Știi cineva ceva sau? Se pregătește lumea, mă, au ceva acolo, pontul! Ok, roche de seară avem, piesă de roche de seară avem pregătită. Hai să invităm prima pereche în scenă. Perechea numărul 1. Hai, perechea numărul 1. Încet. Haideți în față, așezați-vă acolo, așa cum ați învățat de sincron. Ușor. Se pregătește, bineînțeles, perechea cu numărul 2. Perechea cu numărul 4 la pauzele voastre. Ușor, ușor, că nu te lăpesc, nu te accidentesc. Air Studio, căutați pe Facebook acolo, dați iad un like, de ce nu? De acolo descărcați pozele și filmulețele, puteți să vi le pune și voi pe tapet. Perechea cu numărul 5. Pauze. Perechea cu numărul 6. Se pare că avem și lady red. O lady red în seara asta, nu voi. Perechea cu numărul 7. Atenție foarte mare, Marius. Marius, nu greșesc, nu? Marius te cheamă. Să nu calci pe tren. Alex, mănuță Alex, să nu calci pe tren pe Lady Red, da? Perechea cu numărul 7. Și, în cele din urmă, perechea cu numărul 8. Voastre, indiferent pe cine susțineți, așa că vă rugăm, haideți, sunt aici în fața voastră, toți! Acesta este plicul magic. Aici se află rezultatele. Toată lumea merită aplauze, așa cum spunea și Claudiu. Foarte eleganți, foarte elegante. Care mai de care. Dar, din păcate, un singur premiu de Miss Bobok, un singur premiu pentru un mister. Ne pregătim să aflăm, da? Ține puțin microfonul. Crește suspansul. Hai să vedem. Cine credeți că o să câștige titlul de Miss și titlul de Mister?
Missile Mister! Ok, rezultatele se află aici, sunt deja în posesia mea. Dar ar fi bine să dăm Miss Popularitatea, nu? În primul rând. Evita alături de mine prima concurentă. Știți cum se dă Miss Popularitatea, da? Gălăgie multă. Voi, e premiul vostru, voi îl acordați. Gălăgie pentru concurenta cu numărul 1. Ok, mulțumim mult de tot. Concurenta cu numărul 2. Același lucru. Mulțumim. Mălina, 3, 2, 1 și... Concurenta cu numărul 4. Concurenta cu numărul 5 a voastră. Doar aici, în primele rânduri, s-a auzit un micuț, concurenta cu numărul 6. Vei din red. Oana o cheamă. Concurenta cu numărul 7. Gălăgie. Concurenta cu numărul 8. Ok. Mărina. Diana și Diana sau, nu? Ok, câte un pas în față. Stați! Pentru Mălina, 3, 2, 1! Stop! Pentru Diana, Gălăgie. Pentru Diana, atenție! Eu m-am convins. Știu la cine merge popularitate. Concurenta cu numărul 3. Aplauze pentru toate concurentele merită. Marina a câștigat Miss Popularitate. Ceea ce foarte bine. E, acum vorbim de locuri un pic mai serioase. Nu pe care le-ați dat voi, ci pe care le-ați dat juriu, nu? La fete! Începem cu locul 3. Cum te simți? Cum te simți? Emoționată și abia aștept răspunsul. Ai nevoie de ceva? Adică o apă plată, rece? Ok, locul 3. Izvodoc. Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Mai stăm de vorbă, picuț, așa? Cum te cheamă pe tine? Sașulescu Diana. Și a fost ok, nu? Spectacol de mis reușit. Ok, locul 3 merge la tine, de exemplu. Aplauze! Oana deja e cu diploma. Ia să vedem ce scrie acolo. Locul 3, nu? E cum și bronzul. Locul 2! Atenție foarte mare! Acest an merge așa repede la Pizu! Ha? Cine Pizu? Mă, la mine scrie Pizu Denisa. A, locul 2 la tine merge. Locul 2! Te-am speriat, da? Felicitări! Hai că te-ai acum, ție bine după locul 2! Și
Și acum vine Miss Bobok! Miss Bobok, colegiul național de Caterina Tăvărău 2013! Reține-mă, suspans! La cine să fie oare? La concurenta cu numărul 7? Sau poate la 4? Să fie la 4 aici cumva? Miss Bobok 2013, CNTV! Felicitări! Am un mesaj acum pentru tine. Tata viitor! O secundă că am văzut de cineva acolo. Domnul Dan Vâlceanu, salutare! Unde sunteți? Nu vă văd. Nu vă mai văd, domnul Dan Vâlceanu, salutare! Ok, hai să facem o șlapă, băieți, pentru că aici avem de furcă! Băieții! Concurentul cu numărul 1! Pentru popularitate, bineînțeles, avem și în listă popularitate. Hai, energie! Concurentul cu numărul 2, repede, în aplauzele voastre. Energie! Mulțumim mult de tot. Hai, pandurii, totuși, că joacă la pandurii. Vezi, mă, dacă o să ajungi vreodată la echipa mare și o să dai așa vreun gol, să mergi în fițe cu ei, adică, voi, și o să-ți vorbim, știi? Ceva de genul. Concurentul numărul 3, Horia! Ne-am dat startul, ne-am dat startul! 3, 2, 1, și gălătă! Păi, flăcăi, că se poate! Concurentul numărul 4! Repeat! Mulțumim frumos! Vă tăpaftăm! Concurentul numărul 5! Mulțumim mult! Concurentul numărul 6! 3, 2, 1 și gălăgie! Concurentul cu numărul 7! Mulțumim frumos, Gabriel! Concurentul cu numărul 8! Ultimul, dar nu ce din urmă, gălăgie! Listă în popularitate 2013, Colegiul Național Tudor Vladimirescu în acest an merge la Horia, concurentul cu numărul 3! Vă spun eu! Pistă în popularitate! Câte vezi, am zis atât de calm cum nu m-a crezut! Locul 3! Le dăm repede, le grăbim, nu? Dar atenție mare ce faceți în seara asta, pentru că liceul nu și-a supă nicio responsabilitate. E treaba voastră. Unde mergeți, eu v-aș recomanda acasă. E cel mai bine și cel mai corect. Și toată, tu nu mai râde. Nu mai râde. Locul 3. Dacă ți auzi numele, ridici mână și ieși în față, da? Radu, de exemplu. Cine e Radu? Ieși în față, locul 3. Da, reșinița Radu, locul 3. Felicitări din partea noastră! Locul 2! Se poate, asta e, se întâmplă! Nu putem face nimic!
Locul 2, Constantinescu Horia! Aplauze! Dacă îți rămâne vreuna mică, să nu dai și mie împrumut. Dar o frumos, că n-am câștigat în viața mea așa ceva. Mr. Bobo! Da, nu mai fi rău! Mr. Bobo de la un mister, bineînțeles, vine diploma și preul, Bentisa, frumos, nu? Să fie oare cine? Nici nu vă dea seama. Nici nu vă dați voi seama cine poate să fie, mister. Nu m-am nevoie. Îmi place foarte mult cum bate palma. E foarte mișto senzația, știi, când îți dau așa, adică... E, țineți palmele, știi? Țineți voi palmele ridicate. Dreapta, de exemplu. Țineți palma dreaptă ridicată. Nu asta, sus, așa. Stânga, la mine e dreapta de aici. Așa, și tu, și tu, și tu, toată. Momentul în care intră în teren, că joacă basket, toți colegii fac asta. Mister Bobog 2013. Bună, Camil. Aplauze, mă, frumele, al vostru. Trebuia să luați mai mare, pe mărimea lui, că nu prea ajunge. Ia să mă ajungi mai mare, măi. Ceva mai mare, o șarcă mai lungă, mai dată. Îmi place tare mult cum ăsta. Hai! Ok, vă mulțumim pentru prezența din această seară. Puteți să intrați aici pe cine să felicitați concurenții, să vă felicitați preferații. Vă dorim în continuare o seară frumoasă, distracție plăcută oriunde ați merge, dar atenție foarte mare, nu pe seama liceului. Distrați-vă unde vreți voi, dar nu implicați numele colegiului național, domnul Vlad Ilinescu. Pozele, filmările și tot ce aveți nevoie în studio, pe Facebook, acolo, like și download, da? Sau share. Până la anul, când ne vom revedea cu alte concurente și cu alți concurenți, din partea noastră, toate cele bune, un an nou plin de note mari. Bună seara!
Stadionul Național Tudor Vladimirescu vă prezintă Miss Bobuc 2013. Conform vechii noastre tradiții, provocăm bobocii să ne dezvăluie trăsăturile neobișnuite de caracter și personalitățile lor puternice. Este seara tuturor, dar în special este a bobocilor, a tinereții, a dansului, a muzicii și, bineînțeles, a frumuseții. Vise, speranțe, reușită, toate acestea definesc elevul Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Dacă unii spun că suntem vițoși, noi spunem că, deși ai carte, nu le poți ști pe toate. Liceul reprezintă o competiție atât culturală, cât și una emoțională, a talentelor ascunse de boboci în spatele zâmbetelor naive. Vă invităm să luați parte alături de noi la acest spectacol mereu nou, mereu diferit, însă la fel de spectaculos în fiecare an. Timp de 123 de ani am reușit să excelăm în tot și în toate, trecând tot atâtea generații prin agonie și extaz. Purtăm responsabilitatea unei istorii îndelungate și triumfătoare. Deci, suntem de plut.